să -mi lipsească Marius la piesa asta, dar sper să mă descurc și eu. Înainte de asta, mai am o poezie pregătită. Se numește Scrisoare către Apusul Europei, e ultima, promit. Dar e o poezie pe care, nu știu dacă am recitat-o odată trecută la humor, dar știu că mi-a intrat în reflex ca atunci când am o recitat solo să o spun, pentru că vreau să cred că am putut comprima acolo destul de mult adevăr legat despre români. Se numește Scrisoare către Apusul Europei. Privim la voi cu ochi mărit, cum ne învățați pe toți de toate și cum vă par nevinovate metehnele pentru profit. Știm, voi ați inventat și roata și gaura de la covrig, de aceea noi murim de frig și focul vi l-a donat soarta. Ne arde și pe noi dorința să nu ne mai numiți țigani, să vă amintiți că mii de ani v-am păzit pruncii și credința. De ați clădit universități și ați dat curente de gândire, e pentru ca noastră știre vânată tarul din cetăți. Ce ați fi scris dacă otomanul nu ar fi fost în drum spre voi, oprit de cete, de strigoi ce trag în țeapa lor dușmanul? Și ce curat caragioslâc, cum vă săreau perucile și vă ascundeați fătucile, de-ar fi fost Franța pașalâc? Și oare ce am fi râs și noi să-mi orlăiți ca zânele, când vă lua turcul grânele și carele, cu tot cu boi? V-ați fi vândut și mamele pe un cal ca să puteți fugi când năvăleau sute de mii, nu liric, doar coroanele. Concret, vă cerem în scrisoare să fiți cu voi la fel de drepți pe cât ați fost cu noi corecți în fonduri de aderare. Să recunoașteți lumii întregi că v-am creat multe condiții de odihnă, studiu, expediții și am liniștit pe mulți din regi. Colonii? N-ați fi avut voi nici măcar somnul liniștit, puternic scut la răsărit, de nu v-am fi fost noi. Bravo! Thank you.